Cu informații de ultimă oră, chiar în aceste momente, tentativă de sinucidere în arestul central al Poliției Capitalei. Vă reamintesc, este locul unde sunt duse persoanele care sunt în arest preventiv, locul despre care foarte multe persoane arestate de-a lungul timpului spunea că este un coșmar, care arată îngrozitor și că sunt niște condiții inumane. Iată că în această dimineață un bărbat a încercat să se spânzure, a fost salvat la timp. Vin mai multe informații de la colega mea, Corina Matlinski. Corina, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat în această dimineață la arestul central. Acest bărbat a încercat să-și pună capăt zilelor. Din fericire, a fost văzut la timp de către colegii lui de celulă, care au reușit să-l salveze, iar mai apoi i-au anunțat pe gardieni. O ambulanță a venit, însă vă spuneam că acesta a fost salvat de către colegi și nu a avut nevoie de îngrijiri suplimentare. Este vorba despre fratele unui afacerist imobiliar din capitală. El este în arest preventiv pentru furt. Nu știm deocamdată ce l-a determinat să facă un astfel de gest. Se va începe și o anchetă internă acolo la arestul central pentru a se vedea cum s-a ajuns la așa ceva și cum a fost posibil ca acesta să încerce să-și pună capăt zilelor. Mulțumesc foarte mult!